10 hectare, noi ne-am dorit să fie 70-80 de hectare pentru că se poate. Acest parc, aceste teren ține de domeniile statului, deci ar putea să fie foarte ușor făcut un parc mare și prin care toți să putem, de care toți să ne putem bucura și să fie plămânul zonei noastre, ținând cont că alte zone verzi nu au unde să mai fie și nu mai există spațiu. Eu am un mesaj pe care vreau, l-am scris și vreau să vi-l spun și cred că este în asentimentul dumneavoastră. Am spus așa, ne-am săturat de promisiuni, nu înțelegem de ce administrația locală trebuie să fie politizată și să depindă de deciziile politice. Singura politică care trebuie să guverneze administrația locală este interesul comunității, al cetățenilor, cei care plătesc taxe și impozite, din care se întreține un aparat birocratic supraîncărcat și de cele mai multe ori incompetent și ineficient. Luptele politice nu au ce căuta în administrație. Cetățeanului trebuie să primeze, să fie singura armă politică a celor care lucrează în administrație. În administrație trebuie să lucreze oameni competenți, profesioniști, de bună credință, corect, care să fie dedicați și să respecte comunitatea, să-și aducă aportul la dezvoltarea comunității. Avem destule exemple în țară unde, datorită faptului că există preocupare și sunt primari cu echipe dedicate care se implică și au viziune, s-au realizat lucruri extraordinare în ultimii ani. S-a schimbat total aspectul localităților și viața cetățenilor. Deci, se poate. În concluzie, cerem autorităților să lase faptele, să lase luptele politice, să pună capăt haosului urbanistic, să pună pe primul plan dezvoltarea armonioasă a orașului, soluționarea traficului care a devenit infernal la orele de vârf, mai ales dimineața și seara. Așa. Stop construcțiilor ilegale înghesuite între case, fără respectarea distanțelor între ele și a regimului de înălțime. Mai multe spații verzi, parcuri și locuri de agrement dătătoare de oxigen, esențial pentru existența noastră și a generațiilor viitoare. Grijă pentru curățenia orașului, a străzilor, a parcurilor puține pe care le avem. Am observat că, din păcate, doar presiunea cetățenilor determină autoritățile să mai facă ceva. Deci va trebui să reluăm protestele ori de câte ori va fi nevoie și să fim respectați, iar ei să respecte promisiunile electorale și să se implice în soluționarea problemelor urbei noastre. Ceea ce fac ei pentru noi este o crimă.
Ne distrug sănătatea noastră și a copiilor noștri.